Salvamontiștii Gorjeni, pe lângă specialitatea de bază în salvarea montană, sunt specializați și în salvări acvatice, salvări speciale de la înălțime, adâncime și alte locuri greu accesibile. Scafandrii din cadrul Salvamont Gorj s-au aventurat chiar și sub gheață pentru a demonstra cum caută persoanele aflate sub apă. Astfel de exerciții vor avea loc periodic și au drept ca scop pregătirea salvatorilor pentru situații de urgență.